de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Până dimineața, cafeaua de dimineață, de data asta și cafea și apă, pentru că trăim vremuri destul de uscate și e bine să ne mai umezim gura cu câte ceva. A început școala ieri, orașul, așa cum ne așteptam, un pic mai aglomerat, poate un pic mai mult la anumite ore. Și pentru că tot am spus de ieri că vom discuta aspecte care țin de administrația publică locală, astăzi am plăcerea să fiu din nou în emisiune cu domnul Adrian Jucan. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălănescu! Bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră! Bine ați revenit la noi la emisiune. Cu cât trece timpul, cu atât am mai multe întrebări de adresat unui antreprenor local care este și consilier local în același timp, pentru că și dumneavoastră vă hârșiți între ale administrației. Nu știu dacă e bine sau e rău asta. Da, da. Încă analizez, ca să zic așa. Așa. A început școala. Cum a început școala pentru un consilier local în Piatra Neamț? Păi a început cu direcționarea celor trei copii pe care i-am în primul rând către școlile lor. Mulțumesc. Și avem așa un, eu cel puțin am un prag anul acesta în care am o proaspătă liceancă. Să vă trăiască în primul rând toți trei și după aceea să reușiți să-i aduceți pe toți la școală în timp util. Nu, ajungem, pentru că suntem destul de harnici, matinali. Și asta este și secretul. Dacă pleci cu 5 și 10 minute mai repede, ajungi la timp. Da, acum depinde. Dacă ai două școli unde să te duci și nu toate într-un loc, e mai greu. A, da. Eu cum le spun copiilor, în condițiile în care există o zi, două, în care nu ne încadrăm în timp și nu plecăm, am zis că uite, mâine dimineață ne trezim cu 10 minute mai repede. Nu mai ne trezim la 7 fără 20, ne trezim la 6 și jumătate. Și atunci ne încadrăm. Reușiți. Și mai este un aspect, că până la urmă unele dintre școli sunt mai apropiate sau nu atât de depărtate și 5-10 minute de mers pe jos nu face nimic rău, mai ales în aerul proaspăt al dimineții. Da. Păi trebuie să ne obișnuim să mergem pe jos, că probabil după ce vor începe lucrările prin oraș, va trebui să ne obișnuim să mergem mai mult pe jos din primăvară, probabil. Da, este un aspect pe care inclusiv fiecare dintre noi ar trebui să-l avem în vedere, pentru că până la urmă orașul nu este atât de mare și cel puțin pe deplasări care îți iau 10-15 minute trebuie avut în vedere să lași, să nu te mai duci cu mașina până chiar în fața locului unde trebuie să ajungi, pentru că în felul ăsta pierzi mai mult timp de multe ori până îți vei găsi loc de parcare și mai și stând în traficul care inevitabil va crește. În intensitate, nu neapărat în intensitate, cât în aglomerare. Va crește și pe de o parte, pe de altă parte, sigur vom avea și greutăți în trafic generate de mașinile parcate, care nu mai fi parcate în zonele în care stau de obicei. Vor fi probleme, dar, mă rog, problemele generează progres de obicei. Dumneavoastră, nu știu dacă ați fost în ultima perioadă prin zona șoselei noastre de centură, unde lucrează Publiservul. Da. Cum vi se pare că merge treaba acolo? Păi ar trebui să se apropie de finalul lucrării. Au fost niște momente de întârziere, ar fost ideal să dureze cu vreo două săptămâni mai puțin și să fie mai cursive lucrările, dar țintindu-se către un grad de calitate mai ridicat al lucrărilor executate de Publiserv, uitați că au fost niște mici întârzieri în executarea lucrărilor acolo.
În scurt timp se vor finaliza și uitați că doar auzeam, s-a făcut anunțul de către primărie că se vor începe lucrările pe strada fermelor, de exemplu. Tot Publiservul. Nu Publiservul, nu va executa Publiservul, nu știu cine va executa acolo, cred că a fost o lucrare licitată pe, nu știu cine este executantul, dar cert este că se va, cum am văzut anunțul municipalității, se va închide strada fermelor o perioadă. Și va îngreuna traficul pentru că el va trebui deviat și cei care foloseau strada fermelor vor trebui să ia pe rute ocolitoare. Nu va fi ușor, dar totodată e o stradă pe care așteptăm de mult să toată lumea zice că când se va asfalta, când se va recondiționa strada fermelor, uitați că începe. Pe de altă parte, știți cum e... Vocile critice spun, dar de ce acum? Uitați că a început școala. Să știți că nu este nicio voce critică în privința străzii fermelor. Toată lumea o vrea făcută și cei care locuiesc în zonă au probleme. Nu. Deci dacă ar fi să fie voci critice și eu mă întorc la lucrarea asta, ar fi, domnule, de ce s-a stat o lună de zile în așteptarea unor pavele? Asta e greu de explicat, nimeni nu poate înțelege. Sau, de exemplu, sâmbătă, eu am trecut pe acolo, era o zi foarte frumoasă, călduroasă, și am zis, bă, Doamne, de ce nu se asfaltează? Uitați, o întrebare firească. Din afară îți poți pune întrebarea aceasta, dom'le, dar de ce nu, uite, astăzi este sâmbătă? Pe de altă parte, tu ai un anumit număr de oameni cu care lucrezi. Nu știu dacă situația se aplică chiar aici, dar în decursul timpului, prin activitatea pe care o desfășor, am făcut diverse investiții și diverse activități de construcții și puneam presiune pe constructor. Dom'le, dar lucrează în două schimburi, dar ține oamenii în loc de 8 ore, ține 10 ore. Uite, îți plătesc eu suplimentar, timpul suplimentar. Și constructorul respectiv mi-a explicat, domnul Jucan, eu pot să-i țin 10 ore, 11 ore, doar că randamentul lor va scădea. Randamentul dumneavoastră veți trăi cu impresia că se lucrează mai mult timp, dar nu se va mai lucra cu același randament. Și aici este o chestiune. Poți să ții oamenii, să-i chem și sâmbăta. Asta va duce să le dai zile libere compensatorii în alte zile, că așa este legislația. Când vei face lucrul ăsta? Normal, când se va termina lucrarea, că până atunci toată lumea va fi acolo. Doar că dacă se termină lucrarea aia, va începe alta. Unde și acolo ai avea pretenția să se termine repede. Și ești, da, trebuie înțeles când ieși din afară și te uiți, vezi că, domnule, de ce nu se lucrează asta? De ce nu se lucrează și noaptea? De ce nu se lucrează până la ora 20 măcar? Parcă trebuie văzut, există capacitate. Până la urmă fiecare își face planul de Așa lucru. Este. Problema este că îți faci planul de lucru și încerci să fii și deschis în comunicare. Vă dau un exemplu minor. Începuse să asfalteze pe prima bandă acolo și am sunat la Publiserv la un domn. Bună ziua, ați asfaltat ieri? Da. Și mâine lucrați? Nu, mâine nu lucrăm, că e posibil să plouă. A doua zi dimineața am văzut că nu plouă, am sunat. Nu, că a burat un pic și nu lucrăm. În realitate, era foarte simplu să spună, doamne, nu putem lucra, pentru că o sculă de la fabrica noastră de asfalt s-a stricat. Și la colegii noștri de unde mai luam noi asfalt, s-a stricat și de acolo. Și uite că nu găsim una și trebuie să împrumutăm de la Onești. Și o aducem de la Onești și o împrumutăm. Și durează două zile până când o facem, numai bine se suprapune peste vineri, sâmbătă, duminică. Și lucrurile erau atât de simplu de explicat și nimeni n-avea ce discuta. Dar când îmi spui tu mie că afară plouă și eu mă uit pe geam și văd că nu plouă, am impresia ori că eu sunt idiot, ori că ceva nu e în regulă. Și atunci pui mâna pe telefon și vezi ce nu este în regulă. Da, este o meteahnă pe care o mai avem în general de a inventa scuzele, exact, încercând să ocolim adevărata situație. S-a stricat o chestie, doamne, se strică. Da, se strică lucruri, că asta e treaba, se strică. Ce era greu să spune, doamne, da, doamne, știți, nu, el probabil aștepta să primească aprobare, să spun, e o prostie. Comunicare nu este... Este o prostie de doi bani, adică
Ce trebuie să te asumi și asta e. Da, adică lucruri din astea de... Stai și te uiți așa câteodată și zici, doi, de ce? Și acum, se lucrează, s-a lucrat, am văzut, nu știu ce va ieși la final, că nu sunt de meserie. O să vedem dacă băltește sau nu băltește apa. Că am înțeles că ăsta este criteriul de performanță, dacă băltește sau nu băltește apa. Așteptăm prima ploaie după să vedem dacă nu, dacă nu facem niște găuri pe margine, în bordurile noi. Mm-hmm. Ca să curgă. Ați văzut soluția asta, să înțeleg. Am văzut-o, vă spun eu că l-am făcut. Dar nu la noi. Așa. Bun, una peste alta, dacă lucrarea aia se face bine, este dovadă că la PubliServe se poate lucra. Că am văzut că s-a pus și stratul acela de, cum se cheamă... Geotextil. Geotextil, da. Așa. Deci e o dovadă că se poate lucra. Mai greu, data viitoare, mai bine, om trăi și om vedea. Nu știm încă, dumneavoastră în Consiliu, sunteți membru NAGA, da? Da. Nu știm care va fi viitorul. Tot de un an de zile din campanie, cu 3 luni înainte, după aceea în campanie, noi am vorbit tot despre viitorul societăților comerciale de primărie. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ce noutăți mai sunt în domeniul ăsta? Păi, foarte multe noutăți nu sunt... În acest moment, în sensul că se lucrează la demararea, cum să zic eu, la capacitatea departamentelor din primărie pentru a prelua anumite activități ale unor societăți, o parte a activităților ale societății locative, o parte a societății parking. Sunt destul de multe provocări, mult mai multe decât te așteptai. Dar sper că vor reuși aparatul de specialitate să, cum se numește el, să facă față acestor provocări. În schimb, celelalte 3 societăți, PubliServe, Salubritas-ul și Urbanul, își fac obiectul de activitate. De Perla nu mai ai ce să... Cum? Și Perla își face obiectul de activitate. Perla își face obiectul de activitate. Acolo nu am foarte multe informații, doar mai urmăresc puțin activitățile interesante. Știți care este problema? Noi scriem despre Perla, avem un serial în ziar. Da, l-am urmărit. Și încercăm să arătăm, chiar dacă poate pentru unii este agasant, să arătăm că totul pleacă de la niște hotărâri de Consiliu Local, votate pentru că așa a vrut șeful. Și pentru că trebuia să dea bine. Când era nevoie de cei de la baza hipică, se vota o hotărâre de asociere cu niște clauze, niciuna nu era respectată, nici de cei de la baza hipică, nici de cei din primărie sau de parteneri. Dar, în ciuda acestui fapt, lucrurile mergeau înainte, bine mersi. Și la un moment dat nimeni nu mai știa ce e acolo. Și ajunsese un SRL care avea o crâșmuliță în zonă, să conducă tot în baza ipică, bai mult decât atât, avea și pretenția să cumpere terenul. Da, sunt niște structuri care au crescut și s-au complicat atât de mult, încât nu mai știi de unde să le descălcești, adică îți ia foarte mult timp ca să înțelegi toată situația respectivă de acolo și chiar și să o aduci la un liman cumva la un moment dat. Pentru că, cum a spus și dumneavoastră, multe hotărâri în decursul timpului, unele dintre ele așa, una peste alta, o să urmezi trasabilitatea unor aspecte. Deci vă dau un exemplu care s-a dovedit a fi ilegal, a spus-o un judecător în decizie. Deci, astăzi se face ședință de Consiliul Local. Terenul respectiv este la o societate a primăriei. Care n-a făcut nimic acolo, dar nu contează, era al ei. Vine primăria, vine Consiliul Local, îl ia societății astăzi și peste 5 minute îl dă altei societăți. Întrebarea noastră era, domne, cine a făcut, care sunt criteriile? Și l-au dat la Perla Invest. Pornind de la acea hotărâre pe care judecătorii după aceea au demonstrat în minută, în sentință, că... Era ilegală, s-au făcut rapoartele care nu aveau nicio legătură cu hotărârea, sau antedata, sau, mă rog, lucruri demonstrate în instanță. Pornind de la acea hotărâre, s-a ajuns la faliment.
s-a ajuns la faliment. Pentru că dacă nu era trecut terenul ăla și ataca cineva în contencios hotărârea respectivă, nu ajungea Perla Invest să ia terenul, după aceea să ia împrumutul, să facă toate... Dar nu a atacat nimeni în contencios. Păi n-a atacat nimeni în contencios, pentru că lucrurile sunt făcute de așa natură încât de obicei când ai primăria, ai și prefectura, și prefectul atacă numai dacă este în altă parte. Dacă este în curtea lui, nu atacă sau nu ataca. Că aici la noi lucrurile s-au schimbat, la noi s-au mai atacat și ce era la noi. Nu, înseamnă că prefectura este imparțială. Că acum este imparțială, nu ca în Caragiale. Deci este imparțială, imparțială. Deci, de asta spun, de asta insistăm noi până la obsesie pe hotărârile de Consiliu Local. Pentru că ele sunt legi și dacă sunt făcute prost, o ducem prost cu toții. Și de aceea insist eu să vină consilierii locali în emisiune, da, să ne spună. De valoare că este o anumită, este o presiune pe un consilier local, pentru că volumul de muncă și uneori de specializare este important. Absolut, absolut. Da? Și consilierii locali, chiar dacă au posibilitatea de a apela la aparatul de specialitate din primărie și a adresa întrebări, și, domnule, nu este chiar simplu să îi abordezi pe fiecare și să simți așa oarecum că îi scoți din, din ce făceau, din lucru pe care îl făceau. Domnule, stai, rămurește-mă și pe mine că eu nu am înțeles aici. Din acum starea de funcționar public. Da, să o numim așa. Și atunci ai proiecte destul de voluminoase, cu multe date, multe care nu le înțelegi din punct de vedere juridic, dacă nu ești de specialitate. Și tu trebuie să iei o decizie, să îți dai votul. Numai că te consulți cu colegii, vorbești în comisii, vezi dacă ți se pare ceva că ar fi în neregulă sau care ar putea duce la o încălcire a lucrurilor. Și până la urmă votezi. Da, votezi. De multe ori votul ăsta este dat și eu înțeleg lucrul ăsta, în necunoștință de cauză. Pentru că n-ai cum, în momentul în care îți vine un buget cu 600 de file, să citești totul. N-ai cum. N-ai cum și n-ai cum să înțelegi. Și vă dau un exemplu care nu-i din Piatra Neamț, spun cu mâna, jur cu mâna pe inimă, că nu-i din Piatra Neamț, este dintr-un oraș din județul Neamț. O hotărâre prin care trebuiau făcute niște... Deci, orașul respectiv avea un împrumut. Deci nu-i Piatra Neamț, avea un împrumut. Împrumutul ăla nu s-a cheltuit pentru ce a fost luat și au zis ei, facem o hotărâre de Consiliul Local și reabilităm niște lucruri, printre care și un spital. Hai să-l reabilităm. Un consilier s-a uitat, al doilea s-a uitat și zice, dar ce cumpărăm noi aici, var, chestii de genul ăsta? Dăm cu var pe... Deci, ceva nu e în regulă. Și au ridicat problema asta și în comisie au spus, noi nu votăm. Nu se întrunea majoritatea. Cei doi consilieri au fost luați la bani mărunți. De cine credeți? De șefii lor, care oficial spun, dom'le, noi nu vom lupta niciodată, noi nu vom face niciodată o înțelegere cu Ciuma Roșie. Culmea, un oficial din primărie, care nu era din Ciuma Roșie, s-a zbătut să treacă acest proiect, deși partidul lui, în mod normal, nu ar fi fost acolo. Proiectul a trecut, după ce consilierii au fost sunați și li s-a spus, vă dăm afară din partid. Proiectul a trecut. În momentul acesta, la spitalul care beneficiază de var, găleț și alte chestii, a scos un post de farmacist sau ceva de genul ăsta. Pe acolo. Cine credeți că concurează și va câștiga acel nu, post? Nu pot să... Soția oficialului din primărie, care n-avea nicio treabă cu Ciuma Roșie, dar a luptat pentru promovarea acelui proiect. Are tot dreptul să candideze. E un concurs. Chiar suntem alături de domnia sa. Nu neapărat. E una dintre chestiuni, are într-o oarecare măsură legătură cu ceea ce spuneți. Zic următorul aspect. Se scoate un post la concurs. De ce nu vin și alte persoane? Eu din punctul meu de vedere... Știți de ce nu vin și alte persoane? Pentru că de obicei postul se scoate confidențial.
Dar dumneavoastră anunțuri. Știți despre el. Deci noi știm pentru că urmărim la pe posturi, este un loc, da. .gov, o chestie de genul ăsta și primim. Unde se scot deci primim. Din... Mai și le publicăm din când în când. Dar, cum să vă spun eu, în rest lucrurile sunt mult mai complicate. Și vă dau un alt exemplu. La o agenție mare, se dezvoltă, da. Județul, regiunea, se scot posturi la concurs. Și atunci cineva să-și depună dosarul la secretariat, în loc să ia dosarul să-i înregistreze, l-a deschis și a zis, a, da, dar nu are rost să depuneți dosarul. Asta este un fapt grav. Deci nu are rost. Asta este un fapt cu adevărat grav. Deci nu are rost, adică ce, știți. Și mai este ceva. Nu știu cum se face că atunci când cineva vine pe un post public, numit sau îl câștig, brusc se găsesc posturi în administrație pentru soție, copil. Nu, brusc. Nu neapărat că se găsesc. Că nu sunt până dacă acolo. Dacă aș merge pe buna credință și pe logica pe care ați exprimat-o dumneavoastră, fiind în sistem, află la rândul lor de posturile care se scot la concurs. Că una dintre aspecte pe care dumneavoastră îl spuneți... Mai ales dacă îl scoți chiar tu. Dacă bun, scoți acolo chiar e, tu. Într-adevăr, e o problemă. Dar pentru mine, ca să poți să faci o concurență adevărată pentru ocuparea posturilor respective, trebuie în primul rând să participe mai multe persoane. Bune, dacă tu după aia vrei să-i dai postul cuiva anume, trebuie să faci niște ilegalități clare. Adică trebuie, nu știu, să-i dai subiectele, niște chestiuni care după aia pot fi urmărite. În momentul în care candidează o singură persoană pentru un post, dacă persoana respectă criteriile pentru ocuparea postului... Eu n-am spus că este ilegal concursul. Nu. Eu am făcut legătură între două fapte. Doar că ducem ideea asta, dar încă o dată, susținută cu niște fapte, că postul a fost creat pentru cutare. Da? Și l-a și ocupat. Pentru soție, pentru fică, pentru... Da? Și l-a și ocupat persoana respectivă. Da? Bun. Cum facem să nu se întâmple lucrul ăsta? Nu poți îngrădi dreptul unei persoane de a se duce la un concurs. Da? Chiar fiind un grad de rudenie. Poate în anumite subordonări să poți să spui că nu poți să mergi pe chestiunea asta. Nu poate să fie soțul subordonat fiicei, de exemplu, în aceeași instituție sau invers. Dar în rest... Ar trebui să se facă o publicitate mai mare posturilor care sunt scoase? Probabil că da. Probabil că asta ar fi. Probabil că da. Probabil că ar trebui pe rețele profesionale să se dea anunțurile. Deci în primărie, în momentul de față, aici, este da, o s-au mare făcut. Problemă. Că nu vine deci, lumea la concurs. Nu vin oamenii. Și asta este o problemă. De deci ce nu vin oamenii. Deci posturi, ai nevoie de ingineri, ai nevoie de personal calificat pe scriere de proiecte pentru fonduri europene. Nu vin oameni. Vă mai dau un exemplu. De ce poate nu vin oameni? A venit cineva aici, a fost demnitar. Deci ca să fie lucrurile clare, a fost demnitar. Care s-a trezit că soția lui a fost scoasă din funcție, că s-a restructurat instituția, că nu erau culori politice asemănătoare. Da, s-a găsit modalitatea, o restructurăm. A dat în judecată. Și a fost chemat, s-a dus, nu știu exact, dar în mare, la cineva, într-o instituție care coordona instituția din care a fost dat afară respectiva persoană. Și acolo i s-a spus, doamne, lăsați, doamne, noi aici suntem o mare familie. Poate e mai bine așa. Lăsați, că avem posturi mai bune. Avem posturi mai bune. Bun. Pot să înțeleg și asta. Dar de unde știa persoana care zicea că are posturi mai bune? Că va câștiga postul ăla, cea care a fost scoasă din concurs. Dacă soțul ei ar fi acceptat compromisul, câștiga. N-a acceptat compromisul. Și am mers mai departe. Deci, poate de asta nu vine lumea la concurs. Poate lumea crede că este o mare familie. Deci, este cutuma asta. Și încă o dată, cutuma asta s-a dezvoltat în timp și sprijinită pe niște fapte. Da? Ea este. Dar cum ieșim din ea?
aici este marea problemă. Cum ieșim din ea? Cum ieșim din ea? Din punctul meu de vedere, transparența în ceea ce privește angajarea în primărie în momentul de față de este exact, asigurată. S-a făcut publicitate, s-a trâmbițat, domnule, concursuri corecte, numai... Și s-a ajuns până la situația încât ai fost nevoit să numești da, niște interimari că nu găseai oameni. Nu găseai oameni, pur și simplu. Da? E adevărat, poate în timp se va sparge cutuma asta. Pe de altă parte, trebuie să mai și recunoaștem, dar asta este o situație pe care va trebui de văzut cum poate fi trecută, pe anumite posturi specializate, chiar dacă, per total, salariile în instituțiile publice sunt per medie mari, dar pentru anumite posturi specializate, ele nu sunt atât de mari comparativ cu mediul privat. Deci pe niște posturi specializate, încă o dată. Adică, nu știu, dacă te gândești la un arhitect șef, de exemplu. Da, normal, corect. Un arhitect șef trebuie să-l plătești bine. Trebuie să-l plătești bine. Are responsabilități enorme. Păi, un arhitect șef bun, ne bucurăm că a venit la concurs domnul Andrei Ciubotaru. În privat el câștigă și el acolo, și acolo foarte bine. Și își menegerește timpul și nu este surpus unor provocări chiar grele pentru care pot să apară la un oraș reședință de județ. Și tot așa, pentru ingineri, apel. Vrei să faci proiecte bune, vrei să nu mai ai acele cofinanțări care sunt eligibile, dar nu ai, n-au nu fost sunt prinse în proiect. Îți trebuie oameni specialiști. Aia la fel, trebuie plătiți bine și au un volum de muncă ridicat. Acum eu am o contrareplică. Aceste studii de prefezabilitate, fezabilitate, da, s-au făcut cu firme specializate. Da. Deci aici deja lucrurile stau altfel. Mai băieți, sunteți specialiști, ați câștigat. Ce mi-ați făcut voi aici? Așa este. Un grand aloimus, ca să spunem și așa. Și mai este o chestie, un lucru care sper să nu se întâmple, să vedem cum se va evita. În următoarea perioadă vor veni, sunt niște zone din care se pot atrage fonduri. Este programul Angel Saligny, care va demara în scurt timp. PNRR-ul, care sperăm că se va semna acum. A spus domnul Cioloș că să se iei pe ultima sută de metri. Bun. Nu știu, n-am înțeles dacă e pe ultima sută de metri viabil sau ultima sută de metri spre ultimul drum. Să fim pozitivi. Dar e pe ultimul pozitiv, drum. Pardon, să fim pozitivi și să mergem că el se va semna undeva pe 24-25 septembrie. Bun. Pentru proiectele acestea, pentru sursele acestea de finanțare, va trebui să depui proiecte. Unele dintre ele poate mai sunt într-un stadiu avansat de genul studiu de prefezabilitate sau fezabilitate și dacă nu, trebuie să intri repede. Să dai drumul. Presiunea asta, hai, dă-mi-l, poate duce și la greșeli. Dar pe de altă parte, nu prea ai ce face, că dacă stai până la Paștele Cailor și nu depui proiectele, timpul trece. Pe chat-ul emisiunii, domnul Liv Barbuz deja deschide subiectul pentru mâine la emisiune. El spune așa: Constituția și legislația prevăd dreptul la muncă, dar și incompatibilități. Orașul mic, toți sunt rude și cu metri. Ei, nu chiar toți, dar mă rog. Oricine câștigă un concurs primește prezumția de vinovăție. Nu, oricine câștigă un concurs după ce soțul a insistat să voteze cineva un proiect de hotărâre. Cazul nostru, dacă îl discutăm mâine. Deci trăim totuși în situația asta, trebuie să o acceptăm. În sensul că... Eu n-am spus că nu accept, facem dar supoziții. Deci facem supoziții foarte multe. Dar nu este ușor. Ba da, în sensul că este rudă? Da, este rudă. Și atunci a câștigat pentru că este rudă. Cum ieșim din chestiunea? Eu sunt un om tip concentrat pe soluții. Foarte mult vreau să găsesc. Domnule, care e soluția totuși? Interzicem ca rudele să candideze pentru un post dacă mai este o rudă în departamentul respectiv, să zicem, sau în instituția. Nu e vorba să interzicem. Bun, altă soluție. Una dintre variante este, domnule, să faci o publicitate mai mare postului, poate în felul ăsta vin mai multe persoane. Dacă candidează pentru un post 10 persoane, să favorizezi pe una dintre ele este mult
mai greu. Pentru că trebuie să faci niște ilegalități clare acolo, care poate pot fi dovedite. Dar dacă candidează o singură persoană, este simplu. Eu am înțeles. Eu totuși stau și mă întreb, cum se poate, de exemplu, la o instituție mare, să am familii angajate. Familii întregi, nu vorbesc aici soț-soție. Soț, soție, copil, cumnat, cumnată și toți în aceeași instituție. Da, au știut că se scot posturile la concurs. Pe de o parte. Pe de o parte. Pe de altă parte. Doamne iartă-mă. E o specializare de familie. E o specializare de familie. Glumit puțin. Dar nu, urmă... deci mergem... Adică... Știți cum e? Și eu sper ca unul dintre copiii mei să preia afacerea. Bine, dar asta e altă poveste, e afacerea dumneavoastră. O preia, i-o dați, nu i-o dați, este o altă chestie. Nu, zic, ca să facem o tradiție de familie, așa să se ajungă și în situația publică, asta. Instituția publică nu o dai, deși la noi se dă de la unul la altul, nu e o problemă. Vă mai dau un exemplu. Acum câtva timp mă sună cineva și că știți, doamna care lucrează la spital și se ocupă de un anumit compartiment, va pleca de la spital și își va lua transferul la o altă instituție. Zic, dar de ce? Ca să nu mai fie scandal la spital, mă rog, va fi trasă pe linie moartă. Pun mâna pe telefon, sun la instituția. Nici vorbă, noi nu avem post de așa ceva, vă garantez eu, sunt om serios. Eu nu primesc pe așa ceva niciodată. De la 1 octombrie persoana va lucra exact pe postul care mi s-a spus acolo. Cum Dumnezeu s-a reușit lucrul ăsta? Dacă n-au fost înțelegeri oculte. Deci eu nu exclud, eu încă o dată, una dintre chestiuni, nu exclud că sunt înțelegeri din genul acesta. Nu că nu exclud. Ele clar există. Că există. Pes. Doar că sunt ilegale? Asta este unul dintre. Doamne, eu când judec un subiect de genul ăsta, este ilegal? Nu de este. Obicei nu este ilegal. Nu este ilegal. Bun. Și atunci, cum ieși din el? Te aștepți la o așa un o scânteie de moralitate în structurile de conducere să apară așa deodată și să se lumineze? Nu te aștepți la. Bun. Cum ieși din situația asta? Cum ești din situația asta? Păi ar fi câteva elemente, să... niște educație. Bun, dar vedeți, astea sunt niște aspecte care durează. Inclusiv în toată zona asta de politic. Eu mi-aduc aminte când ieșeam, mi-aduc aminte, nici n-a fost de foarte mult timp, da? Eram proaspăt intrat în politică. Ieșeam pe stradă să fac campanie, că era perioada de campanie și destul de multe persoane îmi întorceau spatele. Hai, hoțule, hai, domnule, eu n-am mai făcut politică, n-am furat. A, oricum, ai venit ca să furi. Dom'le, și atunci, dacă mi se pune deja eticheta asta, cât eram în, cât și cât sunt în zona de business, și în zona de business există chestiunea asta. Dom'le, dacă ești patron, ești hoț. Deci nu... Deci la noi, deja, știți cum e, numele de, deci cuvântul afacerist, index are sens peiorativ. Da. Din păcate. De asta s-a și unul dintre aspecte antreprenor. Poate că și aici nu mai e, într-adevăr, da. Sunt niște caracteristici și acolo. Dar îți asumi să intri într-o zonă care este blamată de marea majoritate a populației. De marea majoritate a populației este o zonă blamată, o activitate blamată. Pe de altă parte, depinzi de activitatea respectivă. Dom'le, în politică nu se aștepte nimeni că o să vină cineva providențial. Chiar cineva neinteresat total. Mă gândeam zilele acestea că, dom'le, care este păcat nostru? Tot timpul a trebuit să votăm răul mai mic. În politică, tot timpul vei vota, din punctul meu de vedere, răul mai mic. Pentru că din imaginea pe care o creează oricărui om care intră în politică, la un moment dat, oamenii trăiesc cu percepții. Oamenii trăiesc cu percepții. Cum ți se pare? Doar, până la urmă, cel care îl votează nu cunoaște personal dacă este bun sau rău. I s-a inoculat un mesaj, a văzut diverse, o parte a mesajelor pozitive, o parte a mesajelor de factură negativă.
Și omul și-a făcut o impresie și știe dacă am încredere în persoana asta sau nu am încredere în persoana asta. Deci sunt niște percepții, nu-l cunoaște personal. Și ajungi să votezi. Și ți se pare, bun, e mai puțin rău sau e ceva mai bun decât ăsta, dar perfect nu o să fie niciunii. Și iar dacă așteptăm de undeva să vină un om providențial sau o echipă providențială, ea nu va veni. Bine, acum vedeți, aveți grijă că sunt alegeri în PNL. Deci și acum, deci două echipe. Deci așa este. Și așa una este. E providențială, e câștigătoare deja. Nu providențial în sensul de... Eu am înțeles. Imaculat. Am zis. Da, și aici, până la urmă, botez echipa mai bună. Nu este echipă perfectă, dar botez echipa mai bună. Da. Abia aștept să trecem și peste acest eveniment intern și... Eu sper să nu se vote, să nu fie nevoie să semneze PNDL-ul pe 25. Când e congresul? Nu? Pe 25, parcă. PNRR-ul. Da, da, da. PNL-ul, când are congresul? Pe 25. Păi da, dacă cumva trebuie semnat contractul la, 24, la Bruxelles, vă dați seama că s-ar putea să țină congresul PNL fără prim-ministru, ceea ce e destul de greu. Nu, se va găsi siguranță în soluție. Da, poate domnul Cioloș o să găsească modalitatea să țină exact în timpul congresului PNL, ceremonia de semnare. Revenind la că tot ați amintit de politică. Care mai e situația în Consiliul Local? Eu nu mai știu acum, după ieșirea USR-ului de la guvernare, s-a pus problema că USR-ul pe plan local va vota altfel în Consiliul Local? Știți ceva de discuție de genul acesta? Nici o discuție în sensul ăsta. Eu sper că toată lumea este lucidă și înțelege că pentru a putea face ceva în orașul ăsta, asta este formula prin care putem să mergem în continuare. Avem și afinități foarte bune, atât cu colegii de la USR Plus, cât și cu cei de la ProRomânia. Sunt toți dintr-o altă generație, fără experiență politică, așa cum suntem și o parte dintre colegii de la PNL, dar bine intenționați. Deci bine intenționat și mai puțin, eu știu, tentați de a face jocuri politice și interesul local este aici, interes local și sper ca, oricum, și tot ce se întâmplă la nivel național va trece în scurt timp și se va găsi o formulă de echilibru, dar aici pe plan local nu s-a pus în niciun caz nicio discuție. Eram curios pentru că... Mă rog, s-au spus multe cuvinte, multe lucruri la nivel central și în Neamț șeful USR este domnul Bulai, care a fost un critic acerb al PNL-ului, da. Și am zis că poate, având în vedere aceste ieșiri, să fi dat și niște directive locale. Probabil ar fi fost o situație nu la fel de ușor de depășit dacă ar fi fost o coaliție majoritară la Consiliul Județean formată din PNL, USR, în condițiile așa cum transmite mesajul domnul Bulai, dar cel puțin în ceea ce privește municipiul Piatra Neamț și Consiliul Local, lucrurile, avem o comunicare foarte bună cu colegii. Ați pronunțat ProRomânia și nu mă pot abține. O știre a făcut ieri furori și alaltă ieri pe plan național. Nu știu dacă ați citit-o, domnul Victor Ponta, cum îi spunea domnul Băsescu, dotore, parcă așa îi spunea, da. Dotore, este angajat și a găsit loc de muncă până la urmă, este angajat consilier juridic la propriul său partid. Încă anul ăsta mai primesc subvenție de la guvern și și-a pus un salariu demn de un fost prim-ministru care vorbea despre scăderea cheltuielilor la un anumit moment, că trebuie luate niște măsuri de a, așa, 5.000 de euro lunar, adică 25.000 de lei. Brut, net, nu mai contează prea mult. Că e brut, înseamnă 15.000 în mână. Da. Iar ceilalți din staff,
Deci ceilalți din staff, nu ăștia care lipesc afișe prin om și au muncit pentru așa, au salarii, de exemplu, doamna Gianina Pușcașu, consiliera domnului Ponta, care a împrumutat partidul cu 350.000, nu mai știu, lei sau euro, dar pentru ea nu cred că e o problemă chestia asta, a împrumutat, are și ea un salariu de 21.000 de lei, adică 4.000 și un pic. Iar noul președinte interimar al filialei Piatra Neamț, care este secretarul general al partidului pe nivel național, un domn cu un nume predestinat în politica românească, Văcaru, a avut un tată. Nu, adică a mai fost un Văcaru, de asta predestinat. Da, da. Are și el un salariu modest de 9.000 de euro din bani publici. Adică, până la urmă, dacă e șef la un partid din ăsta reformist, nou, rupt din PSD... Da, sună interesant totuși la sumele astea. Deci la sumele astea parcă ar fi interesant, mai ales că sunt bani publici. Nu sunt bani din cotizații. Da, prin subvenția... E subvenție. Prin subvenție. Da, interesant e de ce mai primesc ei subvenția, că nu mai sunt în Parlament. Dar nu mai contează. E Victor Ponta până la urmă. Dacă s-ar merge pe principiul ăsta ca doar partidele parlamentare... Păi nu, numai ei primesc. Păi nu, numai ei. Cine mai primesc? Păi și ce, PMP-ul nu primește? Primește și PMP-ul? Care ar fi logica ca România să primească și... Uite, e chiar să mă interesez dacă PMP-ul primește. Că PMP-ul este un partid oricum senzațional în Neamț. Este de dreapta, am înțeles. Cel puțin ca doctrină, așa se... La vot de stânga. La vot de stânga, ca doctrină sunt de dreapta. Încă o dată, înțelegerile astea, deci în momentul de față, trebuie să o recunoaștem că doctrinele, așa cum le știm, sunt oarecum, într-o oarecare măsură, puțin depășite. În sensul că nu mai există partide strict de dreapta și partide strict de stânga. Ele trebuie să aibă și componentă socială pentru partidele de dreapta, cât și o componentă liberală pentru partidele de stânga. Doar că, într-adevăr, câteodată se fac niște asocieri, iar istoria ne arată că și cele mai imposibile sunt posibile. Deci, ultima asociere asta cu căutatul aurului prin Parlamentul României de către USR Plus este... senzațională. Da, este o, într-adevăr, acolo este o problemă de credibilizare a unei structuri care nu știu cât bine va face. Eu nu-mi permit să pun etichete, dar din moment ce niște oameni atât de valoroși precum domnul Barna, domnul Drulă, domnul Cioloș, ceilalți domni din conducere au legitimat un partid, eu nu mai pot să spun că partidul acela este extremist, neolegionar, nu mai pot, pentru că, să spun, e adevărat că extremele se atrag întotdeauna, dar chiar și în politică deja e prea mult. Da, vedeți că unul dintre aspectele care mi le-am pus, m-am gândit la ele când am intrat în politică, a fost, domnule, care este compromisul? Că toată lumea în politică trebuie să faci compromisul, ești la o masă a negocierilor și până la urmă discuți cu... un competitor cu care totuși trebuie să faci, să-ți dai mâna pentru a trece un anumit proiect sau pentru a duce la un anumit rezultat o idee. Ai o chestie pentru dezvoltarea unei comunități, da, și vrei să și o urmărești. Trebuie să mai cedezi undeva tu, trebuie să mai cedezi, trebuie să mai accepți punctul de vedere a celuilalt pe o chestiune. Care este compromisul? Până la urmă, genul ăsta de compromis pe care l-au făcut acum cei de la USR Plus e puțin cam... Eu am făcut un calcul. Dacă s-ar uni PSD-ul cu AUR, cu USR-ul și cred că și minorități, dar nici nu știu dacă mai au nevoie, ar fi undeva la 52% în Parlament. Am avea o guvernare interesantă. Stau și mă gândesc cum ar fi, de exemplu, la guvernare, să o avem pe doamna Dăncilă adusă ca ministru pentru relația cu Parlamentul, că ea este, și cu domnul Drulă la transporturi, domnul Ghinea la proiecte europene, dacă îi dă PSD-ul proiectele europene, și cu domnul, să zicem, nici nu știu, Iordache la justiție.
Acum, talentul dumneavoastră în a scrie și a crea niște scenarii este, se poate, sper să nu-l vedem pus în practică. Deci, nu, da, ar fi interesant pentru noi din presă, cel puțin ar fi senzațional. Pentru poporul ăsta, nu știu cum ar fi, da. Dar mă rog. Domnul consilier local, cum mai merg afacerile? Pentru nu că, bine. Pentru că din zona mediului de afaceri, pe de unii spun, domne, merge bine, s-au adaptat, au reușit să meargă, dar sunt și foarte mulți care spun, merge rău. Și cine spun asta? Firmele mici care au greutăți mari în a găsi finanțare sau a avea finanțare din activitatea proprie. Cel puțin în ceea ce privește grupul de firme pe care le conduc, situația este bună în momentul de față, suntem pe un trend ascendent. E adevărat că avem și o anumită maturitate și nu pot să zic că ne mai afectează atât de mult derapajele care mai apar în decursul timpului. În momentul de față am așteptat și noi începutul școlii, pentru că unul dintre aspectele pe care ne l-am dorit foarte mult și nu l-am putut pune în practică în 2020 a fost un program amplu de screening în școli, sau screening nu neapărat în școli, cât cel puțin screening al copiilor în ceea ce privește problemele de vedere. Insistăm foarte mult pe partea asta educativă și cred că am mai spus-o la o emisiune anterioară în care am fost ceva mai de mult, că suntem într-un parteneriat cu Ministerul Sănătății, Salvați Copiii și un producător mare, lider mondial de producător de lentile, pentru a face un screening în rândul copiilor preșcolari, școlari și chiar până la 17 ani, pentru a-i testa care sunt, dacă văd bine sau nu, și pe urmă să le recomandăm o consultație. Chiar ieri aveam o discuție cu una dintre persoanele implicate în acest proiect și am zis că a început școala, haide să-l demarăm din nou la motoarele cât mai bine încălzite. În rest, avem proiecte, avem mult de muncă, nu ne plângem de asta. Și să știți, pe de altă parte, cel puțin la nivelul cum stau companiile pe care le conduc, partea de finanțare nu este chiar atât de greu de accesat. E adevărat că, uitați, ne-a dat peste cap zona aia din AXA 3 sau cum se numește. Măsura 3 de finanțare proiectele acelea mari. Aia m-a întârziat pe niște investiții pentru că am tot așteptat, nu le-am făcut așteptând să văd dacă se pune în practică. S-ar putea ca ea totuși să revină în discuție, să vom vedea. Dar în rest să muncești, să fii serios și treaba merge. În ceea ce privește relația pe care o mai am cu alte companii și știu cam cum funcționează, marea majoritate se plâng de forță de muncă. Deci marea majoritate se plâng de forță de muncă. Corect. Deci, tot mai puțină forță de muncă și tot mai necalificată. Deci marea majoritate nu se plâng că nu au bani, că nu au lucrări, că nu. Marea majoritate nu am oameni. Nu am oameni. Și ne întoarcem iarăși la soluții. Da. Soluțiile, din păcate, nu pot să vină pe termen scurt. Soluțiile pe termen scurt pot fi reprezentate doar de importul de forță de muncă. Asta e situația în care. Soluția pe termen lung stau în educație, stau în parteneriate publice, private și în școli profesionale, doar că asta vine după o etapă mai lungă de timp. Cel puțin 10 ani. Da. Cel puțin 10 ani. Pentru că ciclurile de învățământ, ca să le poți... Asta pe de o parte. Derula, mai este într-adevăr o, mai trebuie să ai și un plan. De a atrage persoane care au plecat în vestul Europei să le atragi înapoi în România. Nu este ușor. Nu este ușor pentru că sau mare parte dintre ele sau cum să zic, că au acceptat sistemul de acolo și este foarte greu să-l schimb, mai ales că poate unii dintre ei au ajuns la o vârstă că nu mai vor să mai schimbe, nu mai sunt dispuși să mai schimbe. Da. Dar asta, uite, forța de muncă e un aspect. Da, poate o să discutăm mai multe despre educație la nivelul municipiului Piatra Neamț, pentru că, de exemplu, în cabinetele școlare
nu s-a mai investit nimic de ani bun de zile, cu excepția unor aparate pentru lucrări dentare. Da. În rest, nu s-a investit nimic. Nimeni n-a venit să ne spună ce s-a întâmplat cu acele aparate, cine lucrează, cum lucrează. Adică să dai seama, când dai niște bani publici, să dai seama. Așa cum consilierii, teoretic, sunt obligați să facă un raport al activității din anul trecut, care să nu conțină 6 rânduri. Să spună ce au făcut, cum au făcut. Și cu astea ar fi fost bine să vină cineva să spună, nu să sunăm noi, să întrebăm noi cine lucrează acolo. Ce rezultate s-au obținut în urma acelor investiții? Că au fost niște investiții, scaune, noi, aparatură, etc. Da, nu știu secțiunea asta, e un subiect care ar trebui să-l discutăm, poate nu numai cu un singur consilier, ci cu 2-3 consilieri, poate chiar cu persoana consilier și persoana care răspunde de învățământ în această instituție prea frumoasă numită Primăria Piatra Neamț, să vedem ce planuri de viitor există, apropo de ce discutam noi. Lipsa forței de muncă, necesitatea educației, pentru ca să avem și o clasă politică educată, să avem un alegător educat. Deci clasă politică educată vom avea în momentul în care se vor implica tot mai mulți oameni în politică. Oameni care vor înțelege că doar așa se pot schimba lucrurile. Deci nu va apărea nimeni... Începeți să mă convingeți. Domnul Bălăresu, începeți să mă convingeți. Este cea mai mare problemă. Domnule, când îți pui problema să intri în politică, îți pui întrebarea de ce? De ce faci lucrul ăsta? Domnule, eu n-am intrat în politică să câștig bani pentru că am destui bani. Am suficient cât îmi trebuie mie. Da? N-am intrat să... Nu-mi trebuie niciun post de execuție mie. Nu vreau să fiu nici primar, nici city manager, nici șef la o societate. Dacă vreau, puteați fi. Dacă vreau, puteam fi. Dar nu am nevoie de chestiunea asta. Am intrat să dau doar din ceea ce știu, din ceea ce aș putea să contribui. Îmi ocupă foarte mult timp. Este total nerentabil pentru mine dacă o pun matematic. Da? Dar nu o pun matematic, că dacă o pui matematic, trebuia să stau acasă de mult. Dar te gândești, am luat decizia să rămân în România. Am luat decizia să rămân în Piatra Neamț. Haide să vedem cu ce pot să contribui. Este un sistem care are multe hibe? Da, este un sistem care are alte multe hibe. În care este greu să reziști? Da, așa este. Dar când te uiți în jur, cu cine ai mai putea să lucrezi? Care sunt oamenii care ar să vină? Hai și tu în politică. Nu mă bagă. Ce? N-am, da. Hai și tu în politică. Nu mă bag, lasă-mă în pace. Bun, și cu cine vrei, mă, atunci? Cine vrei? Stai pe margine și te plângi că... Așa s-a ajuns să avem primar ales cu cea mai mică, cu cel mai mic procent vis-a-vis de numărul de alegători din țară, și la Piatra și la Roman. Deci avem primar ales, din fericire, până la urmă a fost ales primarul pe care l-am susținut este primar. Așa este situația. Așa este situația. Bun, mai este un aspect care este greu pentru o persoană care este nou intrată în politică, oarecum, cel puțin pe o funcție de genul ăsta administrativă, să obțină foarte multe voturi. Deci este greu, pentru că trebuie în primul rând o notorietate ridicată. Că altfel de unde să vină? Pe de altă parte, mă bucur că a ieșit primarul care a ieșit, pe de o parte că l-am susținut eu și pe de altă parte uitându-mă la cu cine a mai concurat. Poate cu o mică excepție. Acum este superiorul dumneavoastră la partid, așa că o să l-am invitat mâine, am înțeles. Nu știu la cine mă refer. Domnul Harbuș, asta vrea să spuneți. Nu știu, nu vreau să pronunț nume, pentru că am foarte mulți prieteni. Am înțeles. Da. Da. Dar eu pot pronunța nume, că am și eu mulți prieteni, nu e o problemă. Da, deci asta este. Deci nu avem cum să... Toată lumea spune o reformare a clasei politice. Dom'le, clasa politică nu se va reforma singură. Nu, ea este reformată, din păcate. Deci nu se va reforma singură. Multora dintre cei care activează în politică le convine sistemul acesta. Da? Deci ea nu se va reforma. Nu te poți aștepta... vine Cutărică și face revoluție. Dom'le, Cutărică, dacă vrea să facă revoluție, trimite-l de acasă. Dacă nu are susținere, oameni în spate, voturi. Politica, până la urmă, este pe voturi.
Așa este. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie. Oameni buni, o prea frumoasă emisiune în care eu m-am simțit recunoscut foarte bine. Numai bine, la revedere! O zi bună!